Spre bucuria multor dumbrăvițeni, tradiționalul forjang revine în căminul cultural de pe strada Petofișandor. Așadar, vineri seară, pe data de 12 februarie, de la ora 19, spectacolul va fi asigurat de gospodinele din Dumbrăvița, de formația de dansuri populare maghiare Butkoș, precum și de formația Spark. Pe lângă sketch-urile pregătite de actorii amatori din localitate, pe parcursul serii vor urca pe scenă, pentru momente muzicale, artiști amatori printre care Sabrina Bodor, Margareta Bojo, Ildiko Deneș, Gizela Meda, Caroi Turbuț, Lajos Piroșca, Miklos Haido, dar și Oliver Popa. Ca de fiecare dată vor fi prezenți și oaspeți din Serbia, așa că și-au anunțat prezența pe scenă cei din Hetin și Torda. Spectacolul se desfășoară integral în limba maghiară și se asigură traducere în limba română. Iată ce ne-a declarat referentul cultural din partea primăriei Dumbrăvița, cel care are și rolul de prezentator al evenimentului. Domnule Balint, iată, vineri seara dumbrăvițenii vor avea din nou ocazia unui spectacol deosebit. Despre ce e vorba mai exact? Este vorba despre spectacolul de fărșang, care este deja la 13-a ediție și așteptăm lumea cu mare drag la acest spectacol de divertisment. Cei care au fost deja știu despre ce e vorba. Pentru cei care eventual nu au mai participat la astfel de manifestări, să ne spuneți cum trebuie să ne imaginăm seara de fărșang. Seara de fărșang. De spectacolul de fărșang este un obicei maghiar. Se ține spectacol unde cuprinde momente vesele, cântece, dansuri și participă atât artiști amatori din Dumbrăvița, cât și invitații noștri din localitățile înfrățite cu Dumbrăvița. Dacă ne puteți enumera câțiva din cei care vor urca pe scenă. Da, pe plan local avem, ca de obicei, spectacolul va fi deschis de gospodinele din Dumbrăvița, urmat de momente vesele pregătite de membrii formațiilor Butkoș, Seip Coroac, membrii orchestrei ori mai pregătit câteva momente vesele, urmat intercalat de momentele pregătite de localitățile înfrățite sosite de la Torda din Serbia și Hetin, Serbia. De obicei, fărșangul, conform tradiției maghiare, se ține în perioada înainte de post. Cum ar veni? Acum, din păcate, deja suntem în perioada postului. Nu este o problemă din punct de vedere religios ce spune Biserica Romano-Catolică? Deci, anul acesta, fărșangul a fost de o perioadă foarte scurtă de pregătire, fiind începând postul foarte devreme. Și de obicei noi după 1-2 ianuarie începem să pregătim spectacolul, așa că timpul a fost foarte scurt și chiar la începutul postului am reușit să-l punem pe scenă toate cele. Pentru dumbrăvițeni este cel mai așteptat moment al anului, poate, dar ce ne mai pregătiți în căminul cultural din partea comunității maghiare sau din partea comunității române în perioada următoare? Cum se știe, urmează ruga ortodoxă, unde formațiile locale participă la spectacol, urmat de festivalul Tocăniței în vară, zilele localității, ruga catolică și alte activități culturale care pe parcurs prind teren. All right.
little bit of money up in my life, a little bit.